Salutare, oameni buni! Suntem aici pe malul Crișului, în carieră. Uite, suntem aici cu Anușca și mâncăm ceva din brișcă. Ok, domnul, uite, asta e drona pentru care fac eu încărcătorul ăsta așa special, care putem să-l luăm cu noi. Are 3 baterii, astea 1, 2, 3 pentru dronă, mai are acolo o baterie pentru ochelari, plus că trebuie încărcată și telecomanda asta, așa, mai are aici un mâner care nu-l folosesc pentru control. Vreau să spun că acum dimineața am filmat cu drona asta mică, care e un DJI Mini, așa, care am la ea 6 baterii, ok? Pentru că am pierdut drona aia la altă și am avut bateriile de la ea. Ok, hai să vă arăt placa cu încărcătorul. Ok, domnul, aici avem bateria asta mare la care lucrez, cu 48 de celule 18650. Vreau să spun că sunt de tot felul de celule, pentru că eu lucrez pe sărăcie, eu n-am bani, dragule, să cumpăr nu știu ce celule speciale. Astea le-am găsit, astea le-am folosit. Am făcut-o de 2 ani în urmă, n-a luat foc, nu a explodat. Vreau să vă zic că placa asta ce am făcut-o aici, după cum vedeți, avem aici două regulatoare de tensiune. Ăsta e regulatorul de 5V, care folosesc un 7805. Avem la el două condensatoare de 0,22 microfarad, conectat între ieșire și masă, între intrare și masă. Avem aici un LED albastru, care e alimentat pentru o rezistență de 470 de ohm, că vreau să rândesc curentul la 10 mA. În partea dreaptă avem un regulator de tensiune de 3,3V, care merge cu un LM317, care e un regulator de tensiune cu tensiune variabilă, și ăsta are puțin mai deosebit piciorușele. Are primul din stânga e ajustare, în mijloc e ieșirea, ăla din dreapta e intrare. Aici avem 3 condensatori. Primul de 100 microfarad la 16V e conectat între intrare și masă, iar ăsta de 33 microfarad, 16V și 0,22 microfarad e conectat între ieșire și masă. Aici avem un potențiometru ăsta cu 10 ture de 1 kΩ, cu care reglăm tensiunea pe pinul de ajustare. Ăsta e foarte șmecher, dacă îi pui pinul de ajustare la masă, el va da la ieșire 1,25V. Vrei tensiune mai mare, adaugi tensiune pe pinul ăsta. De exemplu, vrem tensiunea de 3,3, vom ridica pinul ăsta la o tensiune de 2,05. Deci, ca să fie mai ușor pentru mine, nu trebuie să tot mă joc cu diferite rezistențe. Am pus aici potențiometrul ăsta și ăla îmi dă totdeauna tensiunea de 3,3V, să pot alimenta ESP32 și alte circuite. Vreau să spun că tensiunea pe care o dă el și tensiunea de încărcare care o să am, care se încarcă drona, o să fie măsurată de un circuit special numit INA226, așa, și cu unul INA219, iar acolo o să am un analog to digital converter, pentru că convertorul pe care îl are ESP32 digital to analog e foarte nașpa. Îți dă valori eronate dacă ai trecut de 2,5V. Ok, vreau să spun că asta e placa de conectare și aici vine BMS-ul în firele astea. Aici avem 0, masă 0, aici avem 4V, după aia avem ieșire de la BMS plus minus 12V, după aia avem 8V și 12V aici. Deci peste placa asta vine o altă placă unde va fi montat ESP32 cu toate circuitele diferente, cu analog to digital converter pentru tensiune, etc., etc. De asemenea, vom avea un ecran de 1,3 inch sau de 1,8 inch, care vom folosi să ne arate toate datele. Încă n-am hotărât dacă îl pun așa sau îl pun pe lateral. O să vedem când ajung la garaj. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Ciao, ciao!